Astăzi au început probele scrise ale bacalaureatului 2013, prima probă scrisă fiind cea la limba și literatura română. Pentru prevenirea evenimentelor negative și asigurarea desfășurării în condiții de liniște și siguranță a examenelor, pe lângă dispozitivul curent zilnic acționează peste 2700 de polițiști. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Poliției Române, din totalul efectivelor suplimentare care asigură măsurile specifice în zona unităților de învățământ, a centrelor de examen și a centrelor de corectare, 1849 de polițiști sunt de ordine publică, 603 sunt polițiști de rutieră, iar 254 sunt polițiști judiciariști. În același comunicat se mai arată că echipajele din teren acționează pentru a depista și lua măsurile legale față de persoanele care, prin comportamentul sau activitățile pe care le desfășoară, afectează climatul de siguranță publică. În acest sens, unitățile unde au loc examenele sau sunt organizate centre de corectare sunt incluse în itinerariile de patrulare. De asemenea, polițiștii rutieri acționează pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum și a ambuteajelor.